Producătorii au făcut roast de bani pentru emisiune de la Vlad Cazino. Da, bine ați venit la Dino Park. Bine te-am găsit. Ce bine, bravo. Ce tare la Dino Park. A venit vremea să vă și distrez. Yes, yes. Și distracția va fi răsplătită cu două puncte. Ce-mi plac punctele. Ce-mi place. Și nouă. Bun, trebuie să faceți un tur al parcului. Okay. Și să fiți atenți la tot ce vedeți. La toate detaliile. La toate detaliile. Iar la ieșirea din parc vă aștept cu o întrebare. Opa. Și cu cele două puncte. Okay. Gata. Să pregătiți. Gata. Haide. Foarte frumos la Dino Park. Nimic, nimic. Și nu-mi plac dinozaurii și nu mă atrag și... Că nu-mi plac dinozaurii. M-am dorit vreodată să-mi la Dino Park, sincer. Nu e în sfera mea de interes. Marie i-a plăcut cel mai mult. Maria s-a bucurat cât pentru toată echipa. S-a mișcat! S-a mișcat! L-a văzut, Maria, fugi! Ce mare e asta! Wow, asta este girafa din zilele noastre. Wow. Îți dai seama până în ghițea? Ce mare e! Deci, dar eu nu înțelegeam de unde e entuziasmul ăsta al Mariei. Chiar nu... De ce avea el mânuțele astea așa oare? Pentru că erau foarte îndemânate. Era informatician. Eu sunt fan ai dinozaurilor. Plictisitorii ăștia patru nu erau impresionați de dinozauri. M-am mai și certat că vorbesc prea mult. Și mie îmi plăceau dinozaurii aia. Care e problema? Bă, oamenii trebuie să știe să se bucure de lucruri. Uite-l pe Bucălaie sus. Cum ăla-i Teo? Maria, când e foame. Roșu, cartofi. Și șapuleci și maioneză, doamne! Să arunc și o unghie. Ori, acum nu știam exact ce urmează să ne întrebe după ce ne uităm la dinozauri. Trebuie să-ți minte numele. În ce zonă a fost descoperit? Sunt 66 de milioane de ani. Păi da, mă, dar nu e din România asta, vezi ce zic? Ba da, uite-te, îți spune... Maria scrie română, nu înseamnă că e din România. Băi, nu se poate. Haideți. Mamă, nu se poate, ne-am prostit, Maria. Pentru că a fost dinozaurul a găsit în România, am zis că o să ne întrebați câți au fost găsiți în România, să ținem minte asta. Și Maria a zis la un moment dat, după ce mergeam de un sfert de oră, că toți au fost găsiți în România. Că am văzut steagul României pe toate alea. Păi e steagul României, că scrie în română. Și asta a crezut. Dacă scrie în română, au fost găsiți în România. Ce-mi place! Mamă, ce-mi place! Hai, Cristi! Hai sus! Hai, Cristi! Hai sus! Hai, Cristi! Hai, Cristi! Bravo, băiatu! Îmi place super mult! Am înțeles că de 7 ore... Ne-am intrat primăvara în Dinopark, am ieșit în ianuarie, de Sfântul Vasile. Exact așa arăta. Aoleu! Hop! Din soare, frig. Eram îmbrăcat într-o geacă și aveam ceva gros pe mine, dar deja la tot era frig. Hop! Abia așteptam să plec de acolo. Nu era doar o ninsoare. Ningea cu fulgi grei. Am aici niște hârtii. Da? Cu numele fiecăruia. Da. Voi trebuie să le potriviți. Perfect. Ha, da? Cu... Da. Gata? Dă-mi-le. Gata. 2, 3, start. Normal că nu aveam cum, apropo, să reținem 100 de dinozauri, dar am fost atentă la câțiva. Și ăsta? Și ăsta e aici. Ăsta e aici. Față copteric. Până a început să ningă, adică... Și noi dăm pe niște bucățele de hârtie să ne aducem din niște dinozauri. Ce, credeți că e bine asta, Magheru? Nu sunt convins că nu. Da, da. Îți mai amintești vreo nume de dinozauri? Era ursul ăla, da, uite că am uitat, avea un nume mai... Puleius? Ceva... Hatzegorus rotutus. Nu te bă de aici. Mă, mi se pare ceva... Hatzegopteris, Seismosaurus... Bun, hai să văd. Hai. Ați găsit 2 din 7. Hey, jingle bell, jingle bell. Eu mă mir că am ghicit 5 din 7. Mi se pare că... Da, bine zis, am ghicit, adică le-am luat la ghici. Iată că încă o dată pârșii circumspecți, fie ploaie, fie vânt, fie ninsoare, duc până la capăt probele. Pe cai! Am învins, Maria, dragostea mea. Pe dragoni, oștenii mei. Ciocniță. Am câștigat! Mulțumim, pa! Producătorii au făcut roast de bani pentru emisiune de la Vlad Cazino.